Am examinat împreună cu prietenul sectorului Râșcani și responsabile din sector. Am examinat toate proiectele care sunt în derulare, toate proiectele care sunt propuse în lucru astăzi, sunt în proiectare încă. Este foarte mult de lucru. Sunt proiecte foarte mari care sunt necesare a fi gândite foarte bine, consultate cu locuitorii. Am mers în sector, în unul dintre cele mai mari parcuri și frumoase parcuri din municipiu și din sectorul Râșcani, parcul Pădurii Râșcani. Este o intervenție foarte necesară, după cum am discutat și cu locuitorii din sector. Urmează să examinăm intervenția pe etape. Viceprimarul a menționat că în parcul Dumitru Râșcanu vor fi amenajate aleile pietonale cu și terenurile de joacă pentru copii, spațiile verzi, mobilierul urban, coșurile de gunoi, dar și vor fi identificate locuri de parcare. Pretorul sectorului Râșcani de asigurări că proiectele mari pentru regiune nu se opresc aici. Pretorul sectorului Râșcani anul acesta propune mai multe obiective care deja sunt în derulare. Anul acesta, ele sunt bine pus cap-coadă, unde noi avem proiect, o strategie clară, determinată. Cu domnul viceprimar, noi am făcut o inspecție la ce etapă sunt aceste proiecte, când o să fie finisate și care etapă în general, la care etapă suntem în general. Amintim că sectorul botanic a dat startul inspecțiilor din partea autorităților locale. În scurt timp vor fi examinate lucrările care se desfășoară în fiecare sector din capitală.